Bună seara! Ce faceți? De ce dormiți aici? Voi să rău? Da-ți băut vin? Bere? Dar ce ați băut? Păi miroase alcool. Mirosiți alcool. Nu mirosiți nimic. Agentul șef Florin Barbu e polițist în comuna Dobromir, numai că pentru el alcoolul și-a făcut efectul când se afla în comuna Lespezi. Acolo a rămas în mijlocul drumului. Unde am fost? Sunt de unde am venit până aici ca să revenim. Să vă reveniți? Da. Puteți să mergeți cu mașina? Da, da. Haideți, haideți să mergem. Chiar dacă abia se ținea pe picioare, polițistul s-a urcat din nou la volan și a demarat în trombă. A dat nas în nas cu un echipaj al poliției de frontieră ce patrula în zonă. Vreau să coborâm. Ați văzut, domnul Barbu, vă rugăm, nu mașină, vă rugăm să mergeți cu noi. Vă rugăm să mergeți cu noi. Mergem la sediu la noi, la poliție. Agentul șef n-a scăpat de ce se temea mai mult, de alcool test. Cât este? 0,81. Cât ați băut? Eu? Da. N-am băut nimic. Dar dormeați în mașină? Vă clătinați acum? Eu se beau. Sunt în serviciu. În luna august, același polițist s-a mai urcat băut la volan. Am mai avut o abatere de genul ăsta. Nu avea dreptul să conducă mașina poliției. Agentul șef se va alege cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Inspectoratul județean de poliție Constanța va decide dacă va mai trece cu vedere a doua abatere a polițistului sau dacă îi va desface contractul de muncă.